Categoria de români care trebuie să plătească această taxă. Este vorba despre persoanele care nu au loc de muncă și doresc să beneficieze de asigurare de sănătate. Acestea trebuie să plătească o sumă fixă anuală de 1980 de lei. Potrivit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ANAF, această sumă reprezintă 10% din salariul minim brut pe economie și asigură serviciile medicale din sistemul public. Românii care nu au loc de muncă sau care nu beneficiază de asigurare de sănătate din alte surse, inclusiv cei care au încheiat contracte de colaborare pentru care nu se plătesc contribuții, trebuie să achite această sumă anual pentru a putea accesa serviciile medicale asigurate de stat. Potrivit legii numărul 95/2006, cetățenii care au domiciliul sau reședința în România, cetățenii Uniunii Europene, precum și alte categorii de persoane, pot fi considerate asigurate dacă îndeplinesc anumite condiții. Casa Națională de Asigurări de Sănătate oferă o platformă online, acolo unde cetățenii pot verifica dacă sunt asigurați. Mai mult, cardul de sănătate distribuit persoanelor asigurate de peste 18 ani permite accesul la servicii medicale, conținând informațiile necesare pentru identificare. Persoanele asigurate în sistemul public de sănătate se împart în trei categorii. Beneficiari de asigurare gratuită, persoanele care nu plătesc contribuții, dar beneficiază de servicii medicale, persoane asigurate cu contribuție din alte surse, contribuția este plătită din alte surse decât cele directe ale persoanei, persoane care plătesc contribuția direct, persoanele care își achită singure contribuțiile pentru asigurarea de sănătate, relatează RomaniaTV.net.